s-a pus în fața mașinii și nu mă lasă să plec. Și că am dat peste ea, peste mașina ei. Dar ele ori sunt bete, ori sunt drogate. Că-s două, uite, că-s două pupici. Dar ele n-au nimic, nici la bar, nici de căieri. Uite, m-au blocat și nu mă lasă să plec din parcare. Uite ce face pupicile astea. Uite. Două pupici. Ia, că mă întorc să vedem ce nelămurire au. Nu s-a țăpat nimic, am dat cu spatele și nimic. Și ele erau pe scări, nu știu pe unde erau. Și că aș fi dat în bara lor. Dar ele n-au nimic la bară ca să rezulte că aș fi făcut ceva. După care s-a pus în fața mașinii. Ia. Ia te aici. Ia zi mă, ce ai pățit? Ce ați pățit? Ia. Hai, chema, sunați la 112. Sunați la 112. Dar sunați la 112. Dacă tot. Nu te uita mă, că nu am treabă cu nicio mașină. Am dat cu spatele puțin și am întors. Dar ele, dacă au probleme, probabil au băut ceva, înțelegi? Și uite-le cum se manifestă. S-a pus în fața mașinii. Ia. Yeah. Ia. Yeah. Ia uite, poți și filmul ăsta. Bine, că ele n-au pățit nimic la mașină, au și mașină tare așa, dar mă rog. Zic că ai consumat ceva legal, sunt bambula în fața ta. Ia uite cum o înjură. Aha, înjuri? Ești deșteaptă. Dar tu ce ai făcut? Ce ai dat tu dacă mă înjuri, crezi că mi-am e rușine? Înjuri. Sunt la poliție și înjuri. Ți-a mai să ție. Tot înjuri, totul sunt la poliție. Uitat, de ce te-ai pus în fața mașinii? Taxiul! De ce te-ai pus în fața mașinii mele? Taxiul, dacă l-am sunat, era să intri și în taxi. Era să intru, era să intru. Păi eu am permisul. N-ai tu ani cât... Ia-o ce înjură, ia-o tot ce înjură. Ia-o tot ce înjură, mâncați aici gura. Vezi că mai ții minte că m-ai făcut zreața acum 2 minute? Ia uzi, opa! Mai ții minte sau cred că ești puțin cam... N-ai ce să faci cu un om terminat ca acesta, este o pavatie de om care are nici măcar 2 scrupule pe creier. Tu te dracu că n-am nevoie. Dar de ce înjuri? Vrei să te rapizi, dar de ce mă filmezi? Dar de ce mă înjuri? De ce? Pentru că și tu m-ai înjurat. Pentru că acum 2 minute mi-ai spus că suntem 2 zdrențe. Da? Dar să mă rămă, mă, ești să te filmezi. Ia, ia filmează. Ești tu, ești pas de om. Bună frumosule. Așa. Vrei să ne filmăm? Da. Vrei să dau și Instagram-ul, să dai follow pe Insta? Da. De ce mă filmezi? Ești frumoasă. Ești frumoasă tare, da. Da, nu vreau, dar ai zis că ți-am pus și mașina, da, unde, arată și mie unde. Păi uite, eu n-am plecat, ai sunat la poliție ca să vină poliția, ați costat-i personal. Păi de asta nici nu plec. De asta nici nu plec, ca să vină poliția și să-mi arate și mie poliția unde ți-am lovit tot ce ți-am lovit, să uite și la mașina mea și la atac, așa trebuie să constate persoana. Nu înțelegi, eu n-am plecat de aici ca să vină să constate persoana poliția unde ți-am lovit mașina, dacă nu, să fii sancționată. Păi ai sunat la 112, n-ai sunat la 112, unde ai sunat? Nu e vorba de zgâria sau de lovit, e vorba că ai împins-o, nu-s gata, ai împins-o și te-ai plecat ca și cum nu s-a întâmplat nimica. Aoleu, și fă și zdrențe. Și tu ieri, arată și mie unde am împins-o, că tu spui că ai văzut când am împins-o eu. Pe care cameră? Care cameră, măi, fată? Camerile am eu, ce să-ți am eu să ai tu? Ce camere ai tu? Păi, dar ce camere am eu? Da, vină la cameră pe mașină, vrei să arată? Ia, arată camera și arată unde ți-am produs avaria.
Dar nu mi-ai produs safari. Păi și atunci? Bă, da, tu mă minți pe mine, dacă eu eram cu vreo ascară, nu știam văzut. Unde erai? Erai la 10 metri. Așa, și cum? Adică eu nu văd mai mult de 10 metri sau cum? Și ce ai văzut? Că ți-am bășit mașina? Păi arată și mie unde, păi arată și mie. Uite, arată mie unde, unde. Nu-i vorba de bușit. Două profesioniste, au sunat la 112. Aveam niște pești și de ce? Ia uși, de ce? Are, ești pe camion, doamnă. Da, e pe tir. Pe tir? Pe ce faci? Ce faci? Faci și străinătatea sau numai în România? A, faci și străinătatea, da? Ca da, să știți. Dacă... Da. Ce pui faci? Păi, eu ce scuip? Eu ce scuip? Nu dacă asta meriți. Ești doar un scuipat, o flegmă de om, atâta ești. Da? Pentru că nu ți-asumi ceea ce faci. N-aveam nevoie de scandal, stai liniștit. Da? Aveam nevoie doar un singur scuze, să ți-asumi de ceea ce faci. Să-mi asum ce? Câte s-a pus în fața mașinii și da, bă, eu am dat să întorc să plec. Da, da? De ce să pleci dacă tu mergi? Adică mă faci granță să-i pleci? Păi uite, n-am plecat. Uite, n-am plecat. O să te împing și eu puțin. Nu, ai sunat la poliție? Da, nu. Ai sunat la undoi? Da, întreba mea ce vrei. Am sunat, l-am sunat pe tata să vină în tata. A, pe tai. Da, să la rutieră. Tata, tai tu la rutieră? O, ce bine. De-abia l-aștept. Mam, și eu. De-abia l-aștept, da. Cum îl cheamă? Cheamă, cum vă, de ce? Da, vine, vine, și cu, vine și cu asta de cu geaca, cu... Nu, vine cu culoace, de pe la gură. Aoleu, ia găs-mă mâncate. Deci așa sunt doamnele, da? Da. Profesionist. Mă, filmează-mă, ce vrei? Măcar, când facem lucruri, ne le asumăm. Vezi că tu m-ai scuipat până acum. Da, și mi-asum, îmi asum, eu mi-asum. Eu mi-asum, dar tu? Nu cred că, nu știu cine a băut dintre noi doar. Vezi că ai ochii cam roșii. Până acum și era și doamna din taxi, doamna blondă care a văzut și ea. Ce deci suntem patru persoane, mă, care fetele, a spus... Voi asumați okay, ceva? Vă întreb, că văd că tot fumezi și ați luat da, și altceva? Da, normal, da. Dar de ce sunteți agitate așa și... Pentru că nu îmi dai dreptate. Ce să dau dreptate? Pentru că ești un jigod, mă, atât de greu ți-e să zici... Mă, cu cine, bă? Nu, da, deci, mă jur, mă jur... Da, uite, eu sunt și face live, pișama și pe live-ul lui. Și atâta știi să facă. Crezi că mă impresionează pe mine că mă filmează? Să-i seama, parcă zici, aratic, avem telefoane la fel. Parcă zici că cine știe ce s-a întâmplat, dar când spunea scuze, mă, că am atins-o. Atât avem nevoie. Atins-o, că doar atins-o. Atât? Dă-i cu cine, mă, n-ai, sau aceea toată noapte lângă Chupacabra, cu meduza ta umblătoare. Ia uite, dar ce mașină frumoasă aveți. Mulțumesc, și tu. Mașină de... sare de 10.000 de euro asta. Dar nu contează ce mașină e. Puteam să fiu și cu bicicleta, puteam să fiu și cu bicicleta. Nu vine o jigodie ca tine să dea în ea. Și cu bicicleta puteam să fiu. Și unde am dat în iartă și mie să văd. Dar de ce te uiți acolo? Știi tu că ai lăsat acolo? Păi așa a spus voi, că am dat aici, n-a spus voi așa. Dacă n-am mașină de 10.000 de euro, gata, o bușim, nu? Dar ce mașina aia face 10.000 de euro? Păi și-am mașină, dar tu te dracu. Ia uite ce înjur, tot el îi face că vine poliția să pune fața mașinii, tot el înjur, tot el scuip, tot voi toate alea. Da, dar eu am sunat poliția din nebună. Așa că mi s-a spus la mine, mai sună poliția. Mai sună o dată, că văd că nu vine. Da? Mai sună o dată la un, doi, că văd că întârzi. Dar de ce să-mi iau după tine? Că așa vreau eu. Eu stau aici, n-ai zis că ți-am luat sigur, nu poți, ați constat aici. Dar de ce? Stai aici, nu pleca acum, dar nu pleca acum. Stai aici dacă ai sunat la poliție. Dar nu, dar stai aici dacă ai sunat la poliție. De ce vrei să pleci? De ce vrei să fugi? Stai aici așa că ai sunat la poliție. Nu, stai aici, dar de ce? Nu-i corect. Stai aici că ai sunat la poliție. Vreau să vină poliția. Vreau să vină poliția, că tu ai sunat, n-a sunat eu. Da, și aștept și uite, aștept și aștept. Aștept să vină poliția. Dar să nu pleci de aceea. Să fac ce vreau. Nu faci ce vrei. Nu-i frumos. Te faci de râs, te-am și filmat, te vede lumea. Uite, sunt pe live. Am aici 1200 de urmăritori. Ai 1900. Da. Uai, pe măta și pe sorta și te cași pe tine. Tași dracului din gură. Eu ce agresiv e domnișoara. Aoleu, nici dacă erai bărbat nu era așa. Să-ți asumi ceea ce ai făcut? Ce am făcut? Am împins-o, scuze, atât. Dar cum să-mi pic dacă eu am dat la limită? Eu am dat la limită. Unde ți-a limitat? Păi dacă eu am senzor pe mașină și faci ciu, faci ciu, 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 ciu. Să faci ți-a creier, băiat. Eu am senzor, voi umblați cu căruța, nu vedeți? Asta n-are nici vai de mama ei, mașina asta. Are asta senzor de parcare. Pe asta e veche de acum 50 de ani. Ați vândut căruța. Luăm acum la întrecere ce ai tu și ce am eu. Nu, dar i-am explicat că am senzor la mașină și... Și mie mi-arată când dau cu spatele, înțelegi? Asta e toată treaba. Dar voi dacă ați fumat ceva sau ați venit, v-ați sărit pe mine, uite, mă și înjuri, ea s-a pus în fața mașinii și ați mai sunat și la poliție. Uite, eu stau aici, eu nu plec. Dar ești tu să nu pleci. Stai aici ca să vină poliția. Tu ești pe legali, băieți. Nu cred. Uite, dacă vine poliția să ne pună ăla de la, droguri. Să vedem care este drogat. Dacă nu ești, ești pula. Dacă nu sunt eu? Dar nu știu, eu te-am întrebat pe tine. Nu, tu ai spus că eu sunt.
că da, sunt drogat, așa a spus voi, dar eu v-am întrebat. Voi nu știți să faceți o diferență între o întrebare și o acuzație. Senzor de parcare, de lobby și din pis, ok? Bine că știți să faceți. Păi ce mi-a explicat? Că eu am senzor de parcare și la mine mă anunță imediat, înțelegi? Bine, cum să nu fie? Bine, în asta ai împis-o, în taxi, cum din era să intri? Păi am oprit și acolo, că avea și acolo senzor, n-ai văzut. Uite, taximetristul a plecat, nu mai este, nu este aici. Păi am oprit. Păi dacă era să bușesc, venea omul aceea. Venea omul aici cu voi. Bă, clasă dacă vorbesc eu. Noroc că clasă. Dar cine ești tu să tac? Pe aia clasă, n-a te-ai oprit. De unde știi tu că nu mă opream? Mă tac, mă tac, bă, tu nu ai ani cât de câți ani am eu permisul. Mamă, fiști cu permisul, tot. Ca să știi și chestia asta. Să știi și chestia asta. Tu spui că ai și ceu. Faci și comunitatea, adică tu ești pe... Pă, tir, pe astea, dai seama, deci tu dai seama ce îți vorbește acum, ce îți spui. Da. Da. Mincinoși, vezi că... Da, băi, permis, dacă ți-ai că nu ești în stare de bine. Și când mai pleci, când mai pleci pe tir în străinătate? Nu trebuie să-ți spui, e primul din Italia, dar ce, vrei să ne scoase și personal din proprietatea? Nu știu, pe ce tiruri faci în general? Pe care tiruri ești așa în general? Ce tiruri faci? Dacă vrei, vii cu un cu ce? Un echipaj? Da. Și tai că tu vine acum cu rutiera, vine cu geacă reflectorizantă cu el cu... Ah, dar ai spus că lucrează la... Ai spus că e la rutieră, că vine... Da. Da, ești tare, n-am ce să zic. Da, eu aș... Are treabă acum, să da, spuneți. Cu mine, doamne, că nu capabil, ce se întâmplă? A, vreți să-i plecați? Da, imediat. Nu, aveam aceea cu doamne, că le-am bus și mașina și a sunat la poliție și așteptăm poliția, că plecam de mult, știți? Da, aștept să vină poliția, ce să le fac, că, na, ca să plec de aici, n-are rost. Trebuie să aștept poliția. Hai că acum parchez și aștept, nu plec. Să vină poliția, așteptăm poliția. Vino la secție. Nu, aștept aici, nu, la nicio secție. Așteptăm poliția. Vă dați seama ce profesioniști. Așteptăm poliția. Am găsit domnișoarele care văd că sunt pe sistem. Ia. Dar nu au ele, mă, tăpeu, mă, că fugi, mă. N-are ele tăpeu să stea, că sună la poliție, sună la 112. Nu, eu aș vrea să vină poliția să le sancționeze pentru apel nejustificabil. Ia uitați-le, gata. Ci că-i taxul la rutieră. Dar n-a mai venit. Da. Ia uite, sună ea la poliție. Ia uite-le ce... Fumează, n-au mă treabă. Da, nu știu, vă găsiți așa câteodată în trafic cu două persoane de-astea, să pun în fața mașinii, m-a scuipat, m-a jurat. De-asta, adică să-și ia și sancțiuni pe legea 61. O să și public imaginea astea, să le vadă lumea, să le vadă și poliția. Sunt saturi. De altă dată, adică ele acum, de fapt, o să ia două amenzi. Pe legea 61, în primul rând, au perturbat liniștea publică, că au țipat, au urlat, au făcut cum au vrut ele, m-au jurat, m-au scuipat și tot așa, și pentru, apel nejustificabil la 112. Sunt două sancțiuni. În rest, mașina e impecabilă. Auzi. A sunat poliția, mă. Nu are, mă, treabă, mă. Sună la 112, așteptăm să vină poliția. Uite. Nu a lovit, doamne, nicio mașină. Eu am dat cu spatele. Am senzor de parcare la mașină și... Ce să vadă, doamne, că nu-i nimic, ce ai? Și ele erau pe scări acolo. Știu eu ce vor fi făcut în mall ăsta pe aici, că vă dați seama. Am auzit multe că știți cum. Și au venit, s-au pus în fața una, s-a pus în fața mașinii, au început să mă înjure, au început să... Că, vezi, doamne, le-am sucit bolidul. A trecut și vremea și
Nu mai vine nici poliție, nu mai vine nimic. A s-a făcut mișto de mine. Nu, dar a s-a făcut mișto de mine. Este? Păi de ce zici că sunt la poliție, că aia, că aici după aia nu mai... La secție? Ești polițistă? Nu, de asta, că ziceai că ești pătir acum. Păi nu, ca să știu dacă mai stau. Că ai zis că ai sunat la poliție. Mergem la secție? Hai la secție! Hai, ia ideea că merg după tine, ia-o înainte. Hai, hai pe plevnele, sau uite pe chinistigea aceea mai aproape. Nu, doamne, merg cu plevnele. Pe zi, la care secție mergem? La care vreau, dar hai, mă țin după tine, hai. Hai. Ia-o înainte, de ce s-o opresc în mare? Nu sunt aici la... Da? Ai, ai permis de conducere? Nu știu, te întreb. Da? Bine? L-ai luat de mult sau? Da? Și ai făcut și testul ăla psihologic, tot? O să mai trimitem o dată, să mai fac o verificare. Să vadă dacă l-ai luat pe corecte sau l-ai luat așa, cu spadă. Da? Deci, n-ai sunat la nicio poliție. Ia! Ia! Dar de ce să sun la poliție? Eu nu sun la poliție. De ce să sun la poliție? N-am nicio urgență. Nu cred, eu nu cred. De asta te-am și... Iartă să văd că ai sunat la 112. Dar de ce să... Nu, eu aștept, uite, nu plec. Nu vreau, dar eu vreau ca să aștept poliția, ca să fiu corect. Că v-am auzit pe voi, nu de altceva. Că plecam, n-ai văzut că eu plecam, dacă s-a pus în fața mașinii. Da, dar o să ia sancțiuni, și tu și tu, amândouă vă luați sancțiuni. O să vedeți, că vin sancțiunile așa acasă, la comandă, așa, da, da? O să vină sancțiunile așa, pe bandă rulantă, știi? Da, da. E, nu trebuie să vă spun vouă, că nu cunoașteți voi legile. Voi cunoașteți asta, să scuipați, să înjurați, să vă puneți înaintea mașinii, să... Asta știți voi. Nu, eu știu ca să vă ajut să vă luați sancțiunile. A, da? Da. Da? Aveți bani, mă, ce-i, mă? Da, bine, cred. Bine, cum vezi una aia? Nu-ți plouă uneori după aia? Nu, mă, dar nu contează ce umbli. Te plictisesc? Bine, deci nu mai chemați poliția. A fost așa, o simulare. Deci aștepți poliția sau nu aștepți? Hai la secție. Hai, ia-o înainte. Hai. Hai să vă vedem. Merge la secție. Ce să meargă, mă, la secție? Că... Gata, merge la secție. Ia să vedem. Dacă o merge la secție, dacă nu, s-o duce până între alte cartiere de-astea răuflamate. Ia. Oh, fără centură, cu o mână, fumează, n-a. Sunt curios dacă o face vreun accident până la secție. Ia. Hai la secție! Hai! A? Cum? Nu, lasă că merg după voi, hai! Da, hai! Hai! La secție! O, ce fuga merge la secție, bă! Vai de capul lor! Vai de capul lor! Uite așa pun traficul în pericol, că nu să știi. Probabil erau... aveau ceva substanțe. El e sub contrasens acum. Deci el e pe banda aia care e acolo, aia e pe contrasens. Da? Ca să vă dați seama așa ce, cum funcționează. Da? Deci să vedeți și săgeata, da? Uite, s-a dus numai la secție, nu se duc. Dar nu o să stau să le urmăresc, că după aia o să zică că... Care secție? Că sunt 7 secții aici.